Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod de podcast Da Bravo. E vineri seară, ora 18, îi dăm drumul la treabă. Am intrat pe aplicația Taz, am comandat ceva de mâncărică. Kaufland ne-a livrat un vin frumos roze, pe care o să-l și bem. Iar la mână, dacă vă întrebați ce am, am un ceas care se cheamă Riviera 10702, adică e modelul 10702 de la Baume Mercier. Este un ceas senzațional cu un safir gri pe deasupra, care e făcut și elegant, dar și sport în același timp. Și dacă îl vreți să îl purtați și voi, să-l aveți la mână, puteți să mergeți la Culto, ori la magazin, ori pe site-ul lor, să-l comandați. Așadar, Riviera 10702 de la Baume Mercier e la mâna mea în seara asta. Îi dăm drumul la treabă, suntem pregătiți, urmează să avem un interviu cu un invitat foarte fain și pentru care am pregătit de data asta un intro pe care aș vrea să-l citesc. Mai deosebit decât de obicei, pentru că l-am scris aseară și n-aș vrea să uit nimic din ce am scris aici. Vreau să fie exact așa cum mi-a venit mie la ceas târziu în noapte. Îi dăm drumul la treabă. Vă spun cu mâna pe inimă că de la Neagu Giuvara și ale dumnealui cărții eu n-am mai tras așa pe nas niciodată două cărți în două zile. Alexandru Stermin este românul care studiază enorm de mult și sunt convins că așa cum merge el pe drumul ăsta, va ajunge Soto să fie și el studiat la rândul lui. Spun asta și o spun fără riscuri. Omul ăsta este unul dintre cei mai bogați români la ora actuală pentru că știe multe, dar e și mai bogat pentru că este și înzestrat cu darul poveștii și poate să dea mai departe ceea ce are el. Viață multă și ființă cât încape în 10 oameni. La 37 de ani, Sandu Stermin, profesorul, biologul, ornitologul, teologul, omul, este pentru mine reperul unei generații spectaculoase și un soi de răsărit spectaculos al curcubeului care apare după ploaie. Bine ai venit, Sandu, la noi la podcast. Servus, bine te-am găsit. Mulțumesc frumos, m-ai omorât cu asta. Ce pot să mai zic acum? Băi, să știi că podcastul ăsta este pentru toată lumea și în același timp nu pentru toată lumea. Sunt convins că acum sunt oameni care se întreabă, băi, cine e omul? Ce a făcut ăsta? Păi, cum? De unde până unde? Eu vreau să știe lumea că ești un om absolut spectaculos, ai un dar al vorbirii și o dulceață în glas așa, iar pe mine m-au fascinat toate lucrurile pe care tu le-ai făcut în online și ai apărut ca invitat, ca povestitor, ca ce vrei tu. Și am zis că ăsta este momentul în care îmi doresc să te întâlnesc și dacă așa se întâmplă lucrurile, înseamnă că așa trebuie să fie. Și știi că am avut peripeții, te-am sunat, tu nu știai cu cine vorbești, ai aflat după, eu m-am gândit, că na, m-am gândit. Bă, zic, ce cu nasul pe sus e domn profesor, de m-a luat așa tare și zic, uite care-i treaba. După era cât pe aici să nu putem să filmăm podcastul acum și tot așa, dar uite că s-au întâmplat lucrurile cum trebuie. Dar să știi că m-ai sunat, eram după 6 laboratoare. Eram mor de oboseală. Vocea ți-am recunoscut-o, dar nu știam exact cine ești. Nu știam de unde să te iau. Și în weekendul ce-a urmat întâlnirii noastre la telefon, țin minte că m-am dus pe la e-mail și am povestit lui sora mea la masă că m-ai sunat. Da. Și acolo la masă era și nepotul meu, Sergiu, care are 8 ani. Da. Și am spus, mă, uite că mă duc la podcast și așa și așa. Și după ce eu am plecat, îi zice nepotul meu lui sora mea, zice, băi, dar că l-a chemat Bobonete pe Sandu la podcast. Sandu chiar e o vedetă. Da? Deci copilul știa ce știa. Știa. Tu știi că ai ceva aparte față de alți oameni? Adică tu te-ai ascultat vorbind? Ți-ai pus vocea în căști la când povestești tu? Da, și să știi că nu-mi place să mă aud. Foarte rar. Da? Mă ascult pentru că mă... nu știu de ce. Da, ai oameni preferați pe care îți place să-i auzi? Adică să-i auzi în căști vorbind? Da, uite, că ai zis de Neagu Giuvara. Eu am plâns... A plâns atunci când am aflat că a murit Neagu Giuvara. Și de multe ori mi-aduc aminte de el și stau așa și-l ascult și mă uit la el și... Da, sunt foarte mulți pe care îi ascult. Da, dar de tine nu-ți place? Nu. De unde, de vocea mea. De unde vii tu, Sandule, și unde crezi că te duci? Dar de asta am scris cărțile astea, că mă întreb non-stop de unde vin și unde mă duc. Te întrebi, nu? Da, non-stop. Încă și nu știi. Încă nu știu. Și ai găsit răspunsul. Mi se și schimbă ideile. Că vin dintr-o parte, că mă duc în alta. Dar eu cred că important e că mă întreb. Da, da, nu, eu nu zic că nu e important, dar mă gândeam că poate te apropii încet încet de răspuns. Măcar să știi de unde vii. Că de unde te duci e foarte greu. Acum, eu cred că știu de unde vin.
Da. Dar mai mult mă interesează de unde venim noi, toți. Toți. Da, da, pentru că suntem niște animale sociale. Și atunci e important să te gândești și la ceilalți când te gândești la tine, că nu am putea să trăim singuri. Știi, mie îmi place foarte mult să mă duc și să stau în junglă singur și să mă plimb prin natură. Dar în același timp, la fel de mult îmi place să mă întorc înapoi, să mă întâlnesc cu prietenii și să le povestesc ce am pățit. Pentru că, într-un fel sau altul, avem nevoie de trib. Avem nevoie, da. Cumva jumătate din noi e tribul. O ființă făcută să trăiască singură. Da. Nu. Odată ce am ieșit din peșteră... Da. Și vezi și când rămânem singuri, vorbim cu noi. Sau vorbim cu un zeu, sau vorbim cu cineva. Nu putem să stăm singuri. Mintea noastră e făcută să trăiască, să se miște, să gândească într-un dialog cu cineva. Și atunci, dacă n-avem cu cine, vorbim cu noi. Dar ai putut, frate, să-ți oprești mintea, să-ți golești mintea? Ai ajuns la nivelul ăsta de meditație sau să stai să te gândești? Bă, în momentul ăsta dau stop la tot, nu mă mai gândesc la nimic. Nu. Dar nu cred poți. Cred că se întâmplă asta, uite, când ne disociem. Știi, când e o frică foarte mare, de da. Multe ori, eu văd, vin studenții și au prezentări la laborator și se duc și prezintă 15 minute, cu care se pun în bancă da. Și le întreabă pe colegul de lângă cum a fost. Că ei n-au fost acolo. Da, deci da. Cred că uneori, de frică, ne disociem și nu mai gândim nimic, intrăm așa pe pilot automat. Și mi-e tocmai de disociere mi-e frică, pentru că nu vreau să fiu cu mine, dar fără mine. Și atunci încerc să nu-mi ies niciodată din minte. Ce crezi tu că este frica? Sau cum să explicăm noi ce e frica și să fie o explicație umană pentru toată lumea? Frica este motivul pentru care noi suntem acum în viață. De ce spui asta? Pentru că suntem urmașii celor cărora le-a fost frică. Imaginează-ți că sunt oameni în savană acum 300 de mii de ani și care se plimbă și la un moment dat se aud niște sunete de undeva. Da. Și la unul e frică și zice, bă, acolo e un prădător, mă urc în copac. Și ăla zice, nu e un prădător și se duce. Da. Dacă acolo e un prădător, îl mănâncă ăla și la care s-a urcat în copac, supraviețuiește și vine și face copii și lasă gene mai departe. Deci asta e ambivalența fricii, pentru că ea este motivul pentru care noi suntem în viață, dar în același timp ea este și motivul pentru care noi am putea să nu ne trăim viața. Pentru că de frică și să nu ne întâlnim cu frica, nu facem lucruri. Dar cum naiba explici faptul că ăla care trăiește și nu se duce către prădător, face copii și culmea, din copiii lui, când copiii lui se vor întâlni cu aceeași situație, la fel, unul se va duce spre prădător, unul se va urca în copac. Adică, cum funcționează această diversitate dusă în extrem? Adică de ce copiii lui nu înțeleg și nu știu treaba asta? Pentru că asta e marea minune a vieții. Variabilitatea. Există variabilitate. Noi, în timp ce vorbim acum, normal ar trebui ca în toate celulele corpului să avem același ADN. Dar ele, în timp ce se multiplică acolo, mai fac mutații. Și atunci una se diferențiază de cealaltă. Și variabilitatea asta este motorul care duce viața mai departe. Și din ea, mediul selectează. Deci tot timpul o să fie câțiva, la care o să le fie foarte, foarte frică, mult mai frică decât media, și la alții la care o să le fie mai puțin frică. Și atunci, dacă trăiești într-un mediu sigur, s-ar putea că și ăștia la care le mai puțin frică să aibă succes și în generațiile următoare numărul lor să crească. Dar asta e variabilitatea. E singura lege care guvernează viața. De fapt, sunt două. Una e că orice element care se naște moare și că totul se schimbă. Totul tot timpul se schimbă. Și în noi, și în jurul nostru, și în viață. Și asta e variabilitatea. Dar un om ca tine, care a mers prin junglă, atât jungla, cât și jungla urbană, LA, Brazilia, Siberia și așa mai departe, când te-ai întâlnit tu cu frica? Și când te-ai întâlnit atunci cu frica de ți-a lăsat cicatrice, care a fost momentul ăla? Păi eu m-am întâlnit cu frica și mi-a lăsat cicatrice înainte să plec, pentru că eu am plecat de frică. Eu cred că noi multe lucruri în viață pe care le facem de frică. Imaginează-ți că sunt doi tineri care se uită unul la celălalt și ar vrea să interacționeze. Primul nu face niciun pas pentru că e frică să nu fie respins. Celălalt face un pas pentru că e frică să nu rămână singur. Și se întâlnesc. Deci până la urmă tot facem de frică. Eu de frică am plecat. Pentru că eu sunt genul ăla de personalitate la care dacă mă gândesc că e un monstru supat, nu mă bag sub plapumă.
ci mă uit să văd monstrul ăla, pentru că nu pot să tolerez ce? Frica că monstrul ăla a supat. Deci trebuie să mă duc să-l văd, să mă confrunt cu el. Pe când sunt ceilalți la care frica îi face să înghețe și să se acopere sub plapuma și să stea acolo până dimineața. Deci eu nu tolerez frica. Și atunci dacă nu o tolerez, mă duc să mă confrunt. Pe de altă parte, în situația în care ai fost pus să dormi pentru prima oară în junglă și în hamac, nu că ai înghețat. Eu cred că tu ai fost într-o stare de leșin până dimineață. Așa a fost. Da, el te-a auzit, colegul și călăuza, a auzit că tu țipai, gemeai, dar cred că tu erai inconștient. Da, eram inconștient. A fost un atac de panică. Da. Și cred că a fost și cu tot felul de convulsii. Și da, de fapt, după ce am plecat, ăla a fost... Mie mi-era și încă mi este foarte frică de moarte. Și nu știu de ce m-am gândit că eu la 30 de ani o să mor. Și am zis că dacă tot o să mor, hai să mor măcar undeva, într-un loc, unde îmi doresc, de când eram copil și unde vedeam că sunt foarte multe animale. Și așa am plecat. Și în prima noapte niciodată nu dormisem în hamac. Și am ajuns acolo, pe malul Amazonului, cu rucsac în spate, și m-a așteptat Roberto, care era călăuza mea. El era un tip crescut în trip acolo, într-un trip din junglă. Și m-a întrebat de ce ai venit. Și atunci m-am uitat de așa ca prostule și m-am întrebat chiar de ce am venit. Puteam să zic, eu am venit să mor. Nu puteai să fii sincer. Da, nu puteam să fiu sincer, da. Și am zis, zic, eu vreau să văd niște papagali. Chiar voiam să-i văd, dar nu ăsta era... Și a zis el, vai, ca să vedem papagalia, trebuie să mergem 6 zile prin junglă. Zic, eu mergem, dar ai hamac? Am. Și am plecat, s-a făcut noapte, am scos hamacul. S-a uitat așa, mi-a zis, ăsta e hamac de copii. Dar eu îl scoteam din țiplă. Eu nu știu ce face. Și m-am pus să dorm în el. S-a pus și Roberto să doarmă. Roberto a început să sfore. S-a stins focul. Și atunci s-a făcut atât de întuneric. Pentru că copacii sunt înalți acolo în junglă. Îi des, deasă totul. Și nu intra niciun foton așa. Și eu eram suspendat în hamacul ăla pentru prima dată în viața mea. Parcă nu eram prins de nimic. Și mi-am adus mâna în față. Și atât de aproape mi-am adus-o încât mi s-a lipit de nas și am crezut că nu-i mâna mea, că nu o vedeam. Atunci au început broaștele să urle, că așa se întâmplă noaptea, maimuțele. Și am început să-mi aduc aminte toate momentele în care eu în viața mea m-am întâlnit cu moartea. Și mi-am dat seama că de fapt eu am venit să mă întâlnesc cu moartea și acum mă întâlnesc chiar și o să mor. Și primul gând, ultimul gând de fapt a fost că dacă o să scap fiul, mă duc acasă și niciodată nu și mai plec. Și nu se mai întorc. Ca și când nu mă mai întâlnesc niciodată sub pat, că am dat de monstrul ăla de supat. Și am simțit așa cum mă scufund, parcă într-o cadă cu gheață, că mi se umflă urechile și m-am trezit dimineața. Și dimineața m-a întrebat Roberto, că ai visat urât, că toată noaptea ai răgnit în somn și eu nu mi-am aminte de nimic. Și ăla a fost momentul, pentru că de fapt eu eram sigur că o să mor atunci. Și mi-am adus, am trăit toate emoțiile pe care le-am trăit când m-am întâlnit de când eram copil și așa cu moartea. Dar după aia, după ce s-a făcut dimineață și am văzut că n-am murit, parcă m-am născut a doua oară. Știi că noi ne naștem de două ori. Prima dată când ne naștem și a doua oară când ne dăm seama că murim. Okay. Și atunci am zis, bă frate, stai că uite, eu chiar puteam să mor, dar până să mor mai pot să mai fac lucruri. Și ăla a fost momentul care m-a lovit foarte tare. Și vezi tu că cumva încrederea în ceea ce faci nu vine înainte să faci, ci vine de obicei după ce faci. Prima dată trebuie să faci și după aia tot făcând încrederea vine. Exact așa s-a modelat și relația mea cu frica de moarte. M-am întâlnit atunci cu anticiparea ei și cu prezența ei, m-am speriat foarte tare, după care parcă tot căutam să văd cum e, pentru că la început m-a speriat foarte tare, după care a început să mă fascineze. Și acum știu clar că mor, dar nu știu când. Nici n-aș vrea să se întâmple foarte repede, dar a rămas așa ca o fascinație. E bună premiza asta, să duci într-un loc să mori și tu cu adevărat ai murit și te-ai întors. Da. E într-un fel, dar până la urmă cred că totul a plecat de la dorința de a-ți înfrunta cea mai mare temere. Da. Nu neapărat o dorință de... a plecat, dar cred că mai multe amănunte și mai multe povești de genul ăsta oamenii pot să descopere în cele două cărți ale tale deja apărute, la distanță de cât? De 7 ani, de 8 ani, cât sunt? Da, că eu după ce m-am întors din călătoria asta am scris niște eseuri pe care eu mi le-am scris mie. Da. Ca să... Vorbim acum de căzuți din junglă. Da.
și călătorie în jurul omului. Eu le-am pe amândouă pentru că le-am luat și la final o să vreau să mi le semnezi. Eu chiar le-am citit și fii atent, o să vreau să mi le semnezi cu dedicație și călătorie în jurul omului o să vreau să-mi dai ceva scris pentru Octav, pentru băiatul meu și căzut din junglă o să vreau să-mi dai un mesaj pentru fata mea, Maria. Pentru că aceste două cărți sunt exact cum sunt copiii mei. Ce frumos! Sunt foarte diferite. Cred că Octav este, seamănă foarte mult cu omul ăsta de aici, cu Sandu Stermin din Călătorie în jurul omului, iar Maria fiind și o iubitoare de animale și având o altă fire decât Octav, este căzută din junglă. Eu recomand cărțile astea celor care vor să le citească, ele sunt la Humanitas, dar oricum le găsești pe internet, eu le-am comandat pe internet și mi-au și venit acasă. Librările. Ești absolvent de biologie, teologie și filozofie, dar e specializat și în psihologie. Și vreau să le luăm pe rând, da? Biologie și teologie. Mie aici... Dar chiar așa e. Băi, stai puțin. Dumnezeu a făcut omul sau... cu maimuțele alea, că... trebuie să o luăm pe rând, așa. Nu mai știu la ce să mai mă închin dacă e să mă iau după tine. La cum arată oamenii, parcă i-au făcut maimuțele. Păi da. Ce facem cu partea asta cu teologia? Adică le-ai zis lora pe acolo, cum a fost când te-ai dus tu? Tu te-ai dus la teologie după ce erai biolog. Da. Adică ai studiezi evoluția, ești om de știință și te duci acolo cu popii și le zici haideți să vă zic eu de fapt care-i treaba. Adică nu știu, cum ai reacționat când ai văzut primele moaște? Tu fiind colecționar de cranii. I-am înțeles. Ai zis, numai atâtea aveți. Stai am eu. Să mă aduc eu să vedeți la ce... Zim cum e asta? Cum se împacă? Cu Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut lumea în 7 zile și a creat omul și a făcut din coasta lui Adam și ce? Și partea asta l-altă. Teoria evoluționismului, Darwin, tot ce... Uite, eu am crescut într-un sat foarte mic, 200 de familii, lângă Făgăraș, acolo la poalele munților. Și la un moment dat, când am plecat din sat la facultate... cum e să pleci de la Viștea și să te trezești la Cluj? Cât eram la Viștea, eu știam cine sunt. Pentru că comunitatea spunea cine sunt. Când m-am trezit la Cluj, nu mai știam cine sunt pentru că nu mai era comunitatea. Eu trebuia să-mi găsesc identitatea. Și atunci, parcă toate lucrurile în care eu credeam și pe care eu le știam de la mine din sat, s-au dat peste cap. Și am început biologia pentru că iubeam natura și iubesc natura și e parte din mine. Dar la un moment dat am zis, bă, trebuie să văd și cum e cu lucrurile astea în care cred, pentru că de multe ori trebuie să iei decizii în funcție de valorile astea. Da. Legate de tine, de ceilalți. Și am zis, o să mă duc la teologie să văd ce se întâmplă. Și eram în anul 2 la bio și era toamnă și adunam cartofi cu mama. Și la un moment dat trebuia plătită facultatea, că era a doua. Și zic, tu mamă, zic, eu vreau să mă duc la teologie. Și mama se uită și mi-a zis că, Doamne ferește, cum să te duci tu la teologie? Mama mă cunoaște, că e mama mea. Și cum să te duci la teologie? Tu te mă de aici. Bine. Și am terminat de cules cartofi, s-a făcut toamnă. Vin acasă iară. Zic, mamă, zic, eu chiar vreau să mă duc. Zic, hai, plătește-mi facultatea asta să mă duc. Și mai bine, du-te. M-am apucat, am învățat dogmatică, am dat examen, am intrat la facultatea de teologie. Am intrat la teologie când eram la biologie în anul 3. Da. Și am început facultatea acolo și m-am dus. În primul an mi-a plăcut foarte tare, că învățam dogmatic, cu multă filozofie, cu tot felul de chestii. În anul 2 a fost așa și așa. În anul 3 am zis, eu n-am ce căut aici, pentru că nu găseam locul. La un moment dat trebuia, la un seminar, trebuia să ne alegem un paragraf dintr-un sfânt părinte, da, și să-l explicăm. Și eu mi-am ales din Ioan Gură de Aur, are un moment în care zice, sfințiți-vă trupul și fiți sfinți. Și eu mă duc în fața la colegi și zic, uitați cum e cu trupul. Noi, în timp ce vorbim, expirăm dioxid de carbon, dioxidul ăsta de carbon are carbon din noi. Deci noi ne descompunem non-stop. Și da, dioxidul ăsta de carbon ajunge într-o plantă și carbonul ăla ajunge în plantă. Deci cumva, prin respirație și marele ciclu, noi în 3 ani de zile nu mai avem niciun trup. Pentru că el se împrăștie în jurul nostru. Mamă, zic, e nenorocit pe băieții. S-au uitat așa la mine și au zis, asta e vrăjitorie. Păi, clar că trebuia exorcizat. Și am vrut să renunț. Eu nu mai îmi găseam locul. Dar am zis, nu o să renunț, pentru că dacă vreodată o să am o părere,
despre asta, o să zic că tu ești prost, nu ți-ai terminat nici facultatea, de ce vorbești despre asta? Și am stat, am terminat teologia și am zis că nu, altceva căutam eu. Pentru că eu nu căutam răspunsuri, eu mi-am dat seama, dar n-am știut atunci ce caut. Și m-am dus la filozofie. Da. Și ce să faci? După biologie și teologie, deci da, filozofie. Urmă. Și acolo la filozofie am găsit spațiul în care te învață să fii confortabil cu întrebările. Zic că lasă, nu trage repede concluzii, lasă așa. Că cu cât te întrebi mai mult, cu atât gândești mai mult. Da. Dar și în felul ăsta am început încet, încet să-mi construiesc o identitate și să știu eu ce aș vrea să fiu. Eu cred că oricum tu la teologie nu aveai cale lungă, pentru că una dintre principalele reguli este crede și nu cerceta. Oare tu, fiind în esența ta un cercetător, nu aveai ce să cauți acolo. Pentru că așa cum și eu mi-am pus tot felul de întrebări de la intrarea lui Avram cu fetele lui în peșteră și ieșind cu alți copii de acolo, și eu am zis, bă, da, de ce nu sunt urși totuși? Și sunt alți copii. Așa mă gândesc tot timpul, cam câtă arcă să fie avut Noe, mă, frate? Mă, chiar toate speciile, că eu citind cartea ta am aflat de unele care nu știam că există și sunt convins că și-l-ai descoperit acolo în jungla amazoniană o grămadă de specii de care habar n-aveai. Și noi astăzi cunoaștem doar 20% din toate speciile care există. Da, 20. Tu îți dai seama că Noe trebuia să fie mega ornitolog și biolog. El avea un catastif de la acolo și de seara se uita. Avem Phionosis camphrinanis? 2, da. Teuconomii palinanis? 4. Mai aruncă 2 din alea că le-am văzut eu că sunt dublate. Trebuia să aibă un ochi format. Sau avea comunicare în casă cu Dumnezeu și Dumnezeu cred că îi bipăiau cum bipăie minibarul în hotelul dacă e sticluța. Dar dinozaurii ce au pățit? Cu ce au greșit ei? De au dispărut așa? Ce nu i-a plăcut Dumnezeu la dinozauri? Că și mi se la trilobiți. Trilobiții nu știu ce sunt, te rog, luminează-mă. De dinainte de dinozauri și nu erau nici răi. Trilobiții erau buni? Da, da. Ce făceau trilobiții? Stăteau pe fundul apei. Cum era o zi normală din viața lui trilobit? Sunt curios. Ce face un trilobit când se trezește dimineața? Ce făcea el? Păi, nu cred că se trezea, cred că era frică de întuneric. Era frică, deci da. Era tot timpul da, treaz. Și se ascundea tot timpul pe undeva și mânca ce apuca. Organism deci, viu e. Organism viu, da. Sexuat sau asexuat? Sexuat. Sexuat. Din ce știm? Cu niște ochișori așa pe frunte ca să vadă unde-i lumina. Da. Și uite așa, avea impresia că nu fac nimic și au dispărut dintr-o dată. Fără să greșească la nimeni cu nimic. Adică și te știu câtă ură între noi oamenii de la nimicuri. Că ești bun, că ești rău, mori. Eu am fost și am studiat, m-am pregătit temeinic înainte de interviul tău și am fost la Muzeul Natural de Artă de la Londra. Pentru că și eu sunt mare fan Darwin, dar apoi după ce am văzut și plădoaria ta cu întreaga bucată cu evoluționismul și așa mai departe, și am adus un cadou pentru noi doi, l-am băgat ce la rece. Fain. Și o să le și desfac să le servim. Am adus berea lui Darwin, se găsește doar la muzeu, nu este un brand pe care îl poți găsi în Londra. De-aia nici n-am dat noroc până acum cu vinul, pentru că am vrut să te cinstesc cu Salopia Brewery Darwin's Origin. Adică noroc. Noroc. Bine ai venit. Are gust de evoluție. Are gust de evoluție. Și eu... Dar și ce mă gândesc? Așa după privirea lui aici, nu s-a gândit că dacă noi am bea 20 de asta care 4,3 e alcool, cred că după 20 ne întoarcem la involuție ușor. Adică ne întoarcem la 4 labe lejer lacte de tare. Dar e bună, să știi. Și tot de la muzeu, ți-am adus o ciocolățică. Ce frum. Dar știai, mie am place luat una ciocolat. Pentru că era 5 lire și m-am gândit că o împarți la cei doi nepoți. Adică da, le, da, 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 da. Mai este mai pe... Învățăm să împartă. Da, 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 facem un share. Vreau să te întreb de ce... E o întrebare personală, să știi că nu era documentată în interviu, ci vreau să te întreb de ce... Pentru că tu ești... ești biolog, dar na, pe de altă parte și ornitolog, știi despre păsări, de ce organele sexuale la noi în mediul rural sau așa creștem de mici, de ce organul masculin sexual este ba cocoșel, ba cuculeț, de ce păsările astea, de ce s-a ales pentru penis
să fie reprezentat ca fiind cuculeț sau cocoșel și cum dracu s-a întâmplat că la organul sexual feminin sau cu păsărică, în general, așa. De ce? Sunt asemănări cumva? Îmi scapă mie sau are legătură doar cu o chestie tradiționalistă, veche? De ce a zis omul că, domne, nu știu ce cuculeț are ăla? Asta ar fi trebuit să știu. Păi asta zic, de ce, de ce ambele organe sexuale sunt păsări? Ce ornitolog ești tu? Adică, păi... Mie mi se pare că la partea feminină nu seamănă nimic cu nicio păsărică din ce am văzut eu. Adică am văzut și eu niște păsări, n-am văzut cât ai văzut. A nu, n-aduce. Nu, absolut deloc. Și nici invers. Poate cu, nu știu, cu... A, nu, nu. Nu. Nu, invers, poate. Nu e nicio pasăre... Nu, nu e. Poate trilobit. Dar cred că are legătură cu masculinul și feminin. A, cuculeș și cocoșel. Da. Ăștia da. Sunt și așa. Și păsărică că e feminin. Păsărică feminin, da. Păi da. Cred că asta e singura explicație. Mm-hmm. Dar nici tu n-ai știut. Acum au... Acum au dar uite, știi ce știu? Ce? Am văzut în podcasturile tale și am zis că trebuia să mă sun că te lămuream cu colac peste pupăză. A, da, păi acum am avut de curând. Da, Paula Herlo, parcă. Nu, cu Teo Roz a fost. A, cu Teo Roz. Și, da, și ne-au scris oamenii și au zis că reprezint, colacul de la mormântare are legătură cu asta cu, și dacă, e o, dacă dai colac în mormântare și zice colac peste pupăză că încă un necaz în plus sau ceva de genul ăsta. Da, și pupăza e de la nuntă. Da, și că nu se alătură nunta, nunta cu mormântarea. Mormântare. Da, da. E, bine. De exemplu, la noi în Viștea, la înmormântare se dau struți. Gândește-te că ar fi sunat la noi la Viștea, struți, sună struți? Struți. Nu, sunt niște chifle la asta care îți spune struți. Asta mă gândeam, tu când ai struți, mă gândeam noi cu... Stai tu în satul ăla de 200 de locuitori, sunt toți fugăriți, că mai scapă câte unul de la din curte și când voia la fugă pe acolo sau de când... Min, min. Da, că i-am struți. Adus din Africa. Deci dar ce așa e struțul? E un colac la care spune struț. Și la noi ar fi fost struț peste pupăză. Da. Seama, că nu mai rămâne nimica din pupăză. E, aici diversitatea. Da. Aici se alegea mai departe. Nu, nu greșească cu nimic. Are Dumnezeu simțul umorului? Se pare treaba asta sau crezi? Pentru că tu aici în Călătorie în jurul omului spui că tu n-ai fi reușit să cunoști lumea atât de bine fără umor. Da. Adică sunt două lucruri. Unul este umorul, cealaltă cine vrea să citească să găsească acolo. Dar vorbești foarte frumos despre umor și sunt curios. Crezi că Dumnezeu are spiritul umorului? Adică are umor? Păi dacă ar exista, eu cred că ar trebui să aibă. E condiție fără de care nu se poate. Dacă ar exista cine? Dumnezeu? Dumnezeu, da. Fai de capul tău. Vezi că se uită toți acum la... Da, eu n-am zis că nu există. Dacă ar exista. A trebuit să... Mergi pe asta lui Blaise Pascal? Nu, pe pariul lui Pascal, nu. Am înțeles. Și dacă are, crezi că se distrează? Eu cred că da, păi acum, cred că și acum la glumele noastre râde. A, nu, că nici n-am început, stai să vezi următoarele pagini. Asta e, sunt așa. Dar eu cred că se distrează, adică... Tu îți dai seama că există o specie de bondari care după ce se împerechează lor le bubuie în instant. De ce să faci asta? Dar asta nu-i umor. Nu deci, e umor, asta e masochism, e sadism. A zis, ce-a mai rămas bombondarul ăsta? Să-i bubuie. Cum? Adică, și ăsta e doar unul. Adică uite la chinul pe care l-au somonii pentru împerechiere. Și după aia mor. Și după aia mori. Da, să faci dragoste să, și când să vrei să faci a doua oară să mori. Da, eu am niște șinșile acasă, ai mei sunt mari iubitori, am două șinșile și de exemplu când se sperie fug și lasă căcăței în spatele lor mult. Și mă gândesc ce bine că e la ei. Ce bine că Dumnezeu n-a avut ideea asta cu noi. Tu îți dai seama să alegi de frică să lași în spate, să-l oprești pe la din alega două secunde că se văd. Adică sunt foarte bine puse la punct, dar mi se pare că are umor. Are, dar să știi când ne speriem foarte tare, se întâmplă să facem și noi asta. Da, știi? Bine, știu, că am bancul cu ursul, cu vânătorul, presupun că îl știi. Nu. Ăsta care se duce prima oară la vânătoare de urs și altul care îi zice, băi, când ajungi acolo, dacă te întâlnești cu ursul, încarci arma, te pregătești să tragi câte ai două de alea pe țeavă, dacă nu-l nimerești și tot e acolo, atunci... Iei căcat și arunci căcat în el. Și ăla zice, păi de unde să iau căcat, mă, la momentul ăla? Așa, o să fie, o să fie.
ce crezi că animal de companie ar avea Iisus? Ce ar fi plăcut lui Iisus așa, la câte știu despre el, să mângâie din când în când? Stătea el supărat așa pe dealurile alea. Ce ar mângâie el? Ce crezi tu că era? Cât de mare era animal? Un păun. Un păun? Mm-hmm. Că ai luat Avramescu. Că a văzut aici la Darul păun. Avea păun Iisus. Alb sau colorat? Colorat. Dar de ce? De ce te-ai gândit la asta? Păi, păsările nu au penis, da? Și lui Iisus nu-i place sexul. Și atunci... De unde până unde am ajuns noi că lui Iisus nu-i place sexul? Că eu știu alte lucruri, de exemplu. Păi, da, așa reiese din Biblie, că n-a făcut copii, că... Că n-a făcut copii? Da. Dar nu reiese de nicăieri că nu... Și poveștile sau... Păi da, în creștinism faci sex ca să faci copii. Ah, e clar. Și uite, treaba. Da, de exemplu, cei care se călugăresc vor să-l urmeze calea lui Iisus și atunci nu fac vorbim sex. De monahi. De monahi, da. Și atunci trebuia să fie un animal care nu are penis. Da. Da. Trebuia să fie un animal din ăsta care să strălucească așa, să se dea în spectacol, că nu, a fost pe predica de pe munte, schimbarea la față, știi, își deschide așa. Deci pe unul. Cum crezi că a desenat Dumnezeu girafa? Cum a ajuns? Știi că am intrat în muzeu aici și după cum știi, primul animal la intrare în muzeul ăsta de Londra sunt două girafe, una întreagă și una doar scheletul. Și mă uitam cât de ciudat e ca animal. Eu am o teorie, nu cred că e asta, dar tu cred că ai studiat și poți să ne spui de ce are gâtul lung. Bine, am aflat și eu din cărțile tale după, dar... Mie îmi plăcea să cred că Dumnezeu spre final a desenat foarte frumos girafa până la gât, adică cu pete maro, mai arăta lui Sfântul Petru, ia uite. Deci am băgat un maro deschis așa, deci îți place cum e Sfântul Petru aici, deci pe pictură ești bine de tot. Și cred că a avut cafeaua aici sau nu știu cum, de a dat ce a dat cafeaua așa, mi-a... Uite ce am făcut aici, uite gât ce am făcut. Și Dumnezeu, na, Sfântul Petru de frică, ai zis, e bine așa. Da, e și Dumnezeu bine, nu greșește, dar așa uite gâtul, cât a gâtul și ai zis, las-o așa. Nu, eu cred că altfel s-a întâmplat. Cred că stătea așa cu Sfântul Petru cum stăm noi doi și Dumnezeu desena. Da. Și Sfântul Petru cum e curios și voia să știe ce e acolo, i-a luat foaia și a zis, dă să văd ce face. A, și a tras și a tras-o și cu... a rămas gâtul, da. Și asta e bună că uai, ce fain. Da. Mi se pare mai plauzibil. Și Dumnezeu n-a ridicat, era pe lene, era ultima. Era, da. La girafă era și a tras și a zis, Sfântul Petre, e bine, e bine. Hai să facem crocodilul. Hai să facem crocodilul de aici, să te văd eu de aici. De ce are girafa gâtul atât de lung? Păi, ca să ajungă să mănânce frunzele aia pe care alții nu pot să le mănânce pentru că au gâtul scurt și... Acum e o nouă teorie, care spune că la un moment dat atât de multe animale erau în savană, foarte multe specii, încât comunicau unele cu celelalte și se suprapuneau. Și atunci, odată ce au crescut gâtul la girafă, le-a ajutat să comunice mult mai bine cu altele la nivelul alt nivel. Da. Și atunci au mai multe motive pentru care au gâtul lung. E vorba de evoluție, de adaptare? De evoluție, de variabilitate. De variabilitate. Dacă erau unele care aveau gâtul mai scurt, așa cum am povestit, unele care aveau gâtul mai lung. Alea care aveau gâtul mai lung ajungeau la frunze, celelalte nu. Există o categorie de animale sau de păsări care ți se pară atât de ciudate sau nefolositoare? Să zici, bă, ce dracu s-a întâmplat cu asta aici? La cum arată. Și la cum arată și la comportament la ce vrea. Ai avut momente în viață în care ai zis, bă, și regulile astea. Da, uite, știi, sunt în Brazilia, pe coastă, în Rio, sunt niște păsări, la care spune fregate. Astea sunt niște păsări mari, 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 sunt ca niște dragone, așa, care zboară pe deasupra. Și ele, din când în când, aleargă niște fetoni. Astea sunt niște păsări ca niște pescăruși, care au două pene lungi în coadă. Și fregatele vin prin fetonii, îi scutură bine și fetonii recurcitează peștele și le mănâncă peștele. Și eu m-am tot gândit, ce dracu, de ce? De ce au alea două pene?
A, lungi. Deci au perele da, fetonii. Pentru că, da, pentru că cumva un dezavantaj, că te prinde fregata de pană și te scutură. Da, da. Știi, și fregatele erau considerate cleptoparaziți, adică hoți din ăștia. Păi nu, dacă nu îl prinzi pe omul ăla și te scutură să-ți dea mâncare așa, da. Și de ce au? Și așa mi se părea că ceva nu-i, că și de astea și-a bătut cineva joc. Da. Și s-a descoperit recent că, să vezi, fregatele, ca să poată zbura foarte sus, au oasele pline de aer. Și atunci ele nu se pot scufunda după pește. Dar se ridică foarte sus. Fetonii, ca să se scufunde după pește, au oasele dense. Și da. Atunci ce fac? Fregatele zboară pe sus. Și văd de foarte sus unde sunt bancurile de pești. Și se rotesc. Și atunci fetonii care nu pot să zboare foarte sus, văd unde se rotesc fregatele și se scufundă. Se scufundă prin pește și fregatele trebuie să-și ia partea lor. Da. Dacă, evolutiv, coada la feton s-ar scurta, fregata nu mai are de ce să-l scuture ca să mănânce și atunci mor și fregatele și ei nu mai știu unde să pescuiască. Și mor și, de și fapt, ei. Și mor și ei. Și atunci ai un fel de evoluție din asta așa în tandem, știi? Dar când te uiți prima dată și vezi cum o scutură, te gândești de ce nu de ce munce coada? Asta? Asta e fain la voi, la exploratori, și de asta e fain, sunt faine cărțile, pentru că sunt multe momente de genul ăsta în care explici de ce o pasăre colibri are ciocul adaptat, nu știu cum, și ciudat că am văzut-o, cred că printre în toate păsările colibri de la muzeul ăsta de la Londra, aia mi-a sărit în ochi cu, de care vorbești tu, și de ce are floarea musca aia și de ce larvele alea, adică totul este legat. Cum și asta, ți se pare o chestie nebunească să prinzi o altă pasăre, să o bați până vomită peștele și să îi liești, după aia să te duci tu pe sus pe acolo să ieși cine ți-a luat peștele, eu? Adică mi se pare așa. Aș vrea să ne ajuți puțin și pe filozofie, să ne zici, nu, am ales câteva citate și pentru că știm că... nu, am ales citate la îndemâna omului, adică, de exemplu, butoaiele goale fac gălăgie multă, zice Sofocle. Cum se pare asta? Asta e mai mult pe psihologie, asta e narcisismul. Da? Da. De ce? Oamenii care știu că sunt goi înăuntru, fac orice ca să atragă atenția. Oamenii care au ceva în interior, ei știu că au și nu trebuie să atragă atenția. Asta cred eu. Frumos. Dar vezi tu că nu știi niciodată ce vreau să zic autorul. Anxietatea este amețeala produsă de libertate. Kierkegaard. Anxietatea? Este amețeala produsă de libertate. Da, Kierkegaard era specialist în anxietate. Și așa-i. Pentru că este, libertatea aduce cu ea ceva. Ce aduce? Aduce responsabilitatea. Dacă tu faci ceva, știi că s-ar putea să existe niște consecințe. Și de fiecare dată ți-e foarte frică de libertate, dacă ți-o asumi. Pentru că știi că sunt consecințe și consecințele s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. De asta, libertatea este una dintre marile probleme existențiale și cei care nu pot să suporte anxietatea, frica libertății, ce fac? Își cedează libertatea și unde se duc? Unde cineva le spune ce să facă. Dacă te gândești, ce fac călugării în mănăstire? Fac ascultare. Ei cedează cu tot libertatea lor și se duc acolo și fac ce li se spune. Și în felul ăsta sunt foarte, dacă te uiți la ei, sunt foarte senini, pentru că n-au nicio responsabilitate. Dacă se întâmplă ceva rău, starețul răspunde. Și da, într-adevăr, libertatea aduce după sine foarte multă frică. Oamenii care sunt liberi sunt și anxioși. Marvel-ul au, cred că cei de la Marvel au asta, unul dintre motourile de la Marvel e că marile puteri pe care supereroilor sunt înzestrați vin cu mari responsabilități. Da, adică da, e același lucru. Emil Cioran a spus că singura scuza lui Dumnezeu este că nu există. Mi se pare bun asta. Da, și eu sunt prieten cu Cioran. Ne iubim foarte tare, da. Să știi că eu n-am citit foarte mult Cioran. A fost o modă, eu am 42 de ani. A fost o modă, o perioadă în care toată gașca mea citea Cioran. Și eu fiind de fiecare dată împotriva curentului, am decis să citesc Alchimistul. Foarte bine. Trebuia cineva să fie vesel acolo în gașcă. Da, 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 da. Și am citit doar pasajele de care zicea Becali. Există destin în viață sau e doar hazard? Uite, la întrebarea asta a apărut de două luni o carte care se numește Ce gândește Dumnezeu, puțină teologie, a domnului Lician. Și jumătate din carte este despre soartă și despre destin. Și există, nu dau spoilere, în carte vedem care e partea cu soarta, adică cu hazardul, și care e partea deci cu destin. Deci cum se cheamă cartea? Ce gândește Dumnezeu, puțină teologie. E splendidă. Licean. O să vedem acolo.
din punctul meu de vedere, din câți oameni cunosc eu așa și cunosc ceva, mie mi se pare că ești un fel de Messi al biologilor, adică de la noi. Și vreau să te întreb, care crezi tu că este cea mai mare descoperire a ta de-a lungul vieții? Că e animal, că e pasăre, ce ai descoperit tu ca biolog și ai zis, băi, asta este o chestie senzațională și s-a făcut pielea pe tine de găină? Eu când eram mic, stăteam cu gâștele. Aveam un câr de gâște și stăteam... Erai urât, aveai probleme. Da. Toți copiii merg la grădiniță, Sandu, cu gâștele. Te dai cu gâștele, te duceai cu bobocii pe câmp, da, răspund. Că am nu, făcut în grădină. Mergeam pe dig, mă duceam cu ei. Eu stăteam, mă băgam și cu ele în coteț, stăteam când... Și după aia am început să-mi adun și urci. Și bibilici, și rațe mute. Am avut la un moment dat vreo 200 de rațe mute. Și când le dădeam de mâncare, veneau toate acolo. Și eu vedeam că ele comunică între ele. Gâștele, cu curcile, cu bibilicile, cu nu știu. Mă, și am zis, păsările astea nu comunică numai intraspecific în cadrul unei specii, ci comunică și de sigur le vedeam, înțelegeam și ce spun. Adică tu spui că e clar că rața vorbește gâsca cu găina, da, adică aceeași limbă, doar că sunt accente. Adică unul este de Ardeal, Moltenia, Moldova. Da. Și se înțeleg. Și își dau feedback. Normal. Și când am ajuns la doctorat... Își dau feedback, ai zis? Da. Când am ajuns la doctorat, am zis, băi, eu o să demonstrez că există comunicare interspecifică. Păsările astea comunică între ele. Și cum ai făcut treaba asta? Știi cum am făcut? M-am dus în cea mai mare mlaștină din Transilvania, la Stic. Și acolo sunt niște păsări, le zice cârstel de baltă. Și păsările astea care stau în zone dense, ele comunică vocal. Că dacă ar dansa, nu le vede nimeni. Și atunci scot niște sunete puternice. Când ajung cârstei acolo, ei încep și guiți, așa ca porcii. Și spun unul altuia, sunt aici, sunt dincolo. Eu ce am făcut? Primăvara, vara și toamna... Dimineața de la 6 până la 8, la amiaz și seara, am ales de acolo câteva puncte și m-am dus cu un playback, un fel de casetofon, unde aveam cântecul la alte păsări. Da. Și puneam cântecul la tot felul de alte păsări și vedeam ce reacție primesc de la cârstei ăștia de baltă, cât de mult, cât de agresiv răspund și cât sunt. În fine, am făcut toată chestia asta, am analizat totul statistic și am văzut că cârstei ăștia răspund într-un anumit fel la o specie și într-un anumit fel la altă specie. Deci cumva le cunosc și înțeleg, după care, după ce răspund, își schimbă cumva peste vară sau peste toamnă felul de a răspunde. Și felul ăsta înseamnă că se transmit acolo niște semnale. Și statistic am demonstrat că poți să le vorbesc între ele. Îți dai seama că am trimis articolul ăsta la tot felul de jurnale de specialitate... A făcut în conjurul lumii 2 ani și colegii îmi spuneau, nici dracu' nu o să-ți publice lucrurile astea, că e imposibil. Da, băi, pare o chestie imposibilă, adică care... în momentul în care vorbești așa de ea, zici, băi, n-are cum. Dar statistica arăta clar asta, eu știam asta de când eram mic, trebuia să o demonstrez. Da. Și s-a publicat articolul la un jurnal de ornitologie, unul dintre cele mai bune jurnal de ornitologie din state, și după asta au apărut încă vreo câteva făcute de alți cercetători care demonstrează același lucru. Păi și oare, de exemplu, păsările astea care trăiesc în mlaștina asta de lângă Cluj, dacă s-ar întâlni cu păsările dintr-o altă mlaștină sau din jungla amazoniană, ori avea și, adică sunt împărțite pe continente sau au alte limbi? Mă gândesc, nu știu, adică astea noastre de la Cluj, piuie sau guiță, mai molcom, așa, mai din Ardeal... Se întâlnește cu pasărea din Brazilia și zice no, piu, 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 și aia e pe samba și pe altceva. Da, să știi că există dialecte și de asta s-a demonstrat de mult. Da. Pițigoii din estul Europei au un dialect, pițigoii din centru, pițigoii din Anglia fac în altfel, mai ales că aia s-ar putea să nu plece foarte mulți, da. Da. Am înțeles. Deci există dialecte la aceeași specie. Deci să nu plece foarte mulți din Anglia. Nu se prea mișcă în pe insulă, da. Am înțeles. Ce mai e prin junglă? Când ai fost ultima oară? N-am mai fost de mult. Ce mai e prin junglă, Sandule? Că mă gândeam, unde ar fi prima oară dacă ar vrea să merg în junglă? Unde îmi recomand să merg prima oară în junglă? Este lângă Rio de Janeiro. Este cea mai mare junglă urbană din lume.
Da. Deci cumva e o rezervație în asta enormă, e o junglă care se întinde pe foarte multe sute de hectare și acolo, în parcul ăsta, în rezervația asta de lângă Rio de Janeiro. E periculos ceva acolo? Acolo nu. Nu, e ok. Acum tu ai fost în junglă și eu n-am cum să nu spun întrebarea asta, pentru că, na, nepotul tău se uite la podcast și... Nu știu acum dacă o să uite sau nu. Nu e moment, dar noi avem tot felul de curiozități aici, echipa în general. Și mai avem și câte o întrebare de asta. Vreau să întreb dacă în junglă, cum e cu laba în junglă, e greu? Adică, cum dracu faci? Și de atâta vreme acolo, ai această necesitate care e fiziologică, e tot... Cum faci? Nu ți-e frică că te vede vreun jaguar să te... Nu ți-e rușine de vreo pasăre, dar să vreun citezoi care zică... Să uite la tine și zică, dita-i biologul, mi-ai venit aici. Mă, să știi că foarte greu nu îi dacă ți-ai cort. Da, asta e altceva, dacă ai un cort. Și dacă stai singur în cort. Asta ar fi culmea să zici, Roberto, poți să te întorci, te rog frumos, invers. Să zic că invers spre ce? Spre peretele înalt puțin aici. Deci dacă ai cor să rezolvi. Da. Dacă nu e mai greu. E mai, da. Și cred că ești cu frică. Dacă nu e cort, e afară, ți-e cu frică. Da, trebuie să fii atent la altele, nu poți să te gândești la ale tale. Că noi l-am avut de exemplu pe Alex Bogdan, care povestea că era greu pentru că avea apartamentul mic și trebuia să stea cu noi la măsaj și la tasul care stă la televizor, unul la dormitorul lui frate-su și era pe hol și o făcea și era pregătit oricând înapărea cineva să fie în altă zonă. No, clar, în junglă e mai bine decât în apartamentul lui. În junglă e mai bun, da. Că n-ai... Na. No. Dar uite, apropo de asta, eu în călătorie în jurul omului, da? Am scris la începutul cărții că mi-am luat cu mine o mână de prezervative. Da, am văzut asta, da. Și foarte multă lume a citit cartea doar, știi, dacă la începutul unei cărți te întâlnești cu un pistol, știi că la un moment dat se trage. Da. Și multă lume așa a citit teatru, cartea, da. Obiectul trebuie să joace, da, într-un act. Da, toată lumea a citit cartea sperând că la un moment dat o să le folosesc. Ce ai făcut cu ele. Da, 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 și cartea începe cu prezervativele și se termină cu viața, e o poezie și sensul vieții. Și m-am gândit că de fapt, cartea asta vrea să fie despre viață, adică la început, crezi că totul e despre sex, pe care îți dai seama că e despre moarte și sensul vieții. Da, frumos, dar până la urmă, pentru noi ăștia care am citit cărțile, te-ai întors cu ele? Cu... Adică asta... ai plecat cu ele, dar Brazilia aia să moară, mă, să e bine de tot ce e acolo. Da, da. Adică am inventat și slipul ăla brazilian. E frumos, ce-i frumos și Dumnezeu îi place. Și tu ai și dansat cu ele pe acolo. Da, în Brazilia este atât aeros, e atâta energie din aia sexuală că n-ai cum să nu te întorci viu. Câte prezervative avea cutia când ai plecat? Am luat așa o mână, nu știu, aveam 20-30? Le-am luat pentru junglă, în Rio. Pentru nu, junglă, mă, da, 20-30? Hai să zicem vreo 10-11. 10-11 și câte te-ai întors? Cât ai dat la Jaguar? Cât ai aruncat la Jaguar? Păi ce, acolo la Rio nu se trebuiau? Se trebuiau și la Rio. Ba da, 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 Rio e ceva, Rio e o junglă din asta urbană. Ți-a plăcut la Rio? Adică ai dat de fete frumoase? Mi-a plăcut atât de mult la Rio că de atunci încerc să mă întorc în fiecare an. Da? Da. Am, după ce m-am întors, am tot căutat o felul de burse ca să plec acolo și acum 5 ani am câștigat o bursă și am plecat și de atunci mă duc în fiecare an. Am o colaborare cu Universitatea de Stat din Rio de Janeiro. Este... Fain. Și prin și festivalul? De samba? De câteodată îl prind, pentru că eu pot să mă duc în februarie cât e la noi vacanță. Și uneori carnavalul începe și da. Am dansat acum 3 ani. Am dansat în carnaval pe sambodrom cu școala de samba care a câștigat carnavalul. Cât timp se dansează efectiv? 10 zile. 10 zile? Deci pe sambodrom. Carnavalul începe, durează 10 zile pe sambodrom, dar pe străzi începe cu 5 zile înainte și se termină cu 5 zile după. Deci 20 de zile se dansează, în tot orașul ăla se dansează non-stop. E cea mai mare petrecere din lume, vine oamenii toată lumea. Spuneai în povestea asta, te-am auzit undeva zicând că toată energia care vine pentru dansatoria care dansează ore în șir, vine efectiv uitându-te în ochii celor care te privesc pe sambodrom, fiind zeci de mii de oameni, faci contact unul la unul. Da. Și e un transfer de energie care te încarcă să dansezi și așa mai departe. Ai simțit treaba asta? Am simțit, da. Câte repetiții ai avut ca să dansezi samba? Păi eu am repetat cu o prietenă, ea m-a dus în școala asta și repetam acasă. Am repetat vreo săptămână înainte.
Bine, eu nu aveam foarte multe mișcări de făcut, dar împreună toți eram 2000 de oameni în echipa asta. Fiecare își făcea mișcările lui și părea așa o chestie enormă. E ca într-un furnicar. Fiecare furnică își face bucățica ei, dar da, când te uiți de sus ai impresia că cine știe ce îi. Tare. Ce, ai mâncat ceva periculos pe acolo, prin jungă sau... Adică ți-aduce aminte că să fi mâncat ceva și să fi... Da, am făcut, dar n-am scris în carte, că mi-era frică să nu facă și oamenii asta. Ce ai făcut? Eu mi-am luat o carte cu toate fructele din Brazilia și am zis că până mor vreau să le mănânc. Dar nu vreau să mor mâncându-le, ci până mor vreau să le mănânc. Și când am fost ultima dată pe Ilha Grande, asta e o rezervație foarte mare pe o insulă, mergeam și găseam fructe pe jos, din copaci. Și eu mă uitam să văd dacă sunt maimuțe în copac sau dacă fructele păreau mușcate de maimuțe, pentru că mă gândeam că atunci nu sunt toxice pentru noi, care suntem niște maimuțe. Da. Și ce făceam? Luam fructul, mușcam un pic din el și înghițeam și puneam fructul în ghiozdan. Și așteptam așa vreo 20-30 de minute să văd dacă mi se face rău. Și dacă nu mi se făcea rău, îl mâncam pe tot. Dar ăstea nu mă... Schimba polițiștii cu căcatul. Pe polițiști care ești din secție și mă duc căcat pe drum. Stai ce? Uite un căcat și al doilea ce? Nu e mă căcat. Stai prima. Ce? E căcat mă. Du-te mă de aici. Bagă și al doilea ce? Da mă căcat e. Ai ceva de bucul ăsta cu tine care lua aia, mușcai puțin, o puneai acolo și mergeai și era așa. Da. Și dar, așa le testai. Dar numai mâncat... de acolo unde erau maimuțe. Pentru că fructele în junglă sunt foarte toxice. Deci în copacul unde vedeam maimuțe sau știam că au fost maimuțe și au mâncat, de acolo gustam. Am înțeles. Și ai fost undeva, adică ai mâncat ceva greșit? Până acum nu. Am mâncat la carnaval odată. Am mâncat, mi-am luat un hot dog. Din toate fructele alea de la maimuțe ai un hot dog. Și am bolit, da, o zi întreagă. Foarte da, bine. Ei au acolo niște chestii în Brasilia foarte faine, dacă ți se face rău, dacă ești mahmur, te duci la farmacie și au niște fiole cu tot felul de vitamine, da. Și n-ai întrebat ce combinație era? Și bei și, bă, da, îți vitamine. Și bei și îți revii. Și am băut fiole din alea și mi-am revenit. De la hot dog? De la hot dog, da. Dar ar fi valabile și pentru... Cred, da, ziceau că da, că ei pentru asta le folosesc, pentru mahmureală. Cred că sunt săruri minerale și o combinație de zinc, toate astea. Vasodilatante și în general minerale. Iată că e de mers acolo. E de mers și de stat. Numai pentru asta. Și de stat. Vrem să învățăm de la tine câteva exerciții de supraviețuire și vrem să știm cum te bați cu ursul, unde îi dai dacă te atacă. Unde lovești ursul prima oară când vine spre tine? Ai dreptul la o lovitură, cred. În ego. Știi? Trebuie să par mai mare decât el, știi? Și atunci... Știi când merge vânătorul noaptea prin pădure și la un moment dat cu pușca așa nu vede nimic și la un moment dat ajunge și dă cu pușca fix în frunte la urs așa. Și ăsta stă cu pușca aici și ursul îi pune gheara pe față la vânător. Și acum stau amândoi în tensiune. Și ursul zice... Nu m-ai văzut, nu te-am văzut. S-a despărțit. Deci îl lovești în ego. În ego, da. Stai să-i explici ceva. Da, să-l umilești un pic, să par mai mult decât el. Acum vedem ce obiect ar trebui să alegi pe o insulă pustie. Și fian. Îți dau ție să vezi poza, noi o să o punem pe ecran și tu îmi spui din astea ce crezi tu că ar trebui. Doar trei obiecte ai voie. Și nu știm cât stai acolo. Să zicem că stai multă vreme și ce ai alege să iei cu tine. O oglindă. O oglindă. Da, tu zimile și după aia le discutăm. Deci o oglindă. Așa. O undiță. Undiță. Și atâta. Doar două? Ne ajunge, da. Ia mă niște hârtie igienică sau niște prezervative, oricum ar fi, te le aduci înapoi acasă. Bine. Dar prezervative nu ne-am văzut. Nu, mai ai ceva. Nu, nu sunt. Ai tu oricum, ai pe alea uiși pe care funie, călătorești. O funie. O funie. Da. Deci n-ai luat nici flare gun-ul, nimic, nici pistol să anunți. No. Ai zis așa, oglindă, undiță și funie. Mhm. Undița se înțelege, funia la fel, dar oglinda? Ca să am cu cine să vorbesc, să văd o...
ființă umană. Și atunci să mă liniștesc, că nu sunt singur. Am înțeles. Da. Pentru asta mă gândeam că s-o folosești pentru asta, cu soarele, lupă, gen să dai drumul la foc cumva. Dar cred că tu ai fost de mai multe ori în junglă decât mine. Nu, am mers prin Delta Dunării și da, am fost la pescuit de multe ori în locuri de astea. Acolo mă întâlnesc cu sălbăticii și am învățat anumite chestii. Adică te-ai cât ți-a furat, nu? Dacă în expedițiile tale sau în călătorile tale ai avut parte și de momente funny, adică, nu știu, ți-a furat vreo maimuță ceva, că știu că sunt unele care fură și care nu știu ce, sau te-ai întâlnit cu situații de genul în care vine pescărușul și-ți ia sandwich-ul sau să te ia vreo fregată de aia să te scuture până vomiți. Tot din tine să zic că asta era ale noastre, nu știu. Ai vreo întâmplare de asta nostimă? Eram când am fost în India. Da? Ai fost și în India? Am fost și da. Da, tot acum. Și înainte să merg în jungla în care a crescut Mowgli, da, am stat într-un hotel. Era îngrozitor. Deci când am ajuns acolo, când am intrat în hotel, am intrat în cameră și a venit băiatul care se ocupa. Și se tot uita la mine și făcea Gans. Am crezut că dacă am arme. Zic, nu, n-am. Încep să deschid bagajul, dar zic că nu, Gans. Și la un moment dat mi-a arătat și am înțeles că dacă vreau fete, erau girls. Și am zis, uite așa. Eu zic, abia am venit. Gans, n-am. Știu că n-ai, zicea el. Omul, am înțeles, am eu. Și după care el pleacă, eu trag șarșaful și când mă uit, era tot pătat de sânge. Am înțeles de unde. Și m-am pus să dorm. Și am visat că eram în India, știi? Sub copacul sub care s-a luminat Buddha. Și era tot atât de frumos. Și la un moment dat s-a rupt o creangă și mi-a căzut în cap. Și m-am trezit. Și de fapt a căzut plafonul peste mine. Nu cred, mă, da, așa și ceva. Și mă trezesc așa într-un nor de praf. Și cu tavanul așa peste acolo, mine. Da. Și dau la o parte și... Da, a căzut, că presupun că erau cazat altul deasupra sau... Nu știu, nu, era ca un fel de... Nu, n-a căzut tot tavanul, un fel de izolație, ceva așa, ceva un carton rigips, din ăla, da. Rigips, da. Revenim la lucruri mai simple, așa de zi cu zi. Spui că animalele comunică prin grimase. Câinii fac asta? Da. Dacă fac asta, câinii, ce vorbesc ei între ei când latră, între ei, ce-și comunică? Eu oricum, asta e doar teoria mea. Te-ai gândit vreodată că... Atunci când vezi în parc niște oameni care au câini și le aruncă bățul și câinele aduce bățul de mai multe ori, te-ai gândit vreodată că și câinele se gândește poate că oamenii ăia sunt neajutorați psihic și fizic și câinii vorbesc între ei și spun ce faci, mă? Bine, am venit cu handicapatul ăsta, tot încerc să țină bățul la mână, nu reușesc. Îl aduc, îl arunc înapoi, îl aduc și câinii care îi vezi că dresează oamenii și care vorbesc între ei, mai stai o jumătate de oră, băi, acum ți-am adus bățul, ești bolnavă, de acolo ți l-am adus, cum ar veni. Adică mă gândesc dacă ei vorbesc asta și dacă nu se pare că noi suntem atât de proști încât nu putem să ținem bățul ăla. Eu cred că sunt animale care se uită la noi și se gândesc că suntem proști. Da. Este o carte, da, la care zice, suntem îndeajuns de inteligenți să înțelegem inteligența animalelor, scrisă de Franz de Waal. Și... De acolo. Și concluzia care? Concluzia este că suntem atât de proști încât noi nici nu știm să facem experimente ca să vedem cât de deștepte sunt animalele. Și sunt tot felul de experimente pe care le-au făcut etologii, cercetătorii, ca să vadă dacă animalele știu să folosească unelte, dar atât de prost le-au făcut încât animalele gândeau mai mult decât ei. Și găseau tot felul de alte soluții. Și ce vorbesc ăștia? Își pun foarte multe lucruri, să știi. Și au emoții și se emoționează și îți spun când au nevoie de ajutor, când se bucură, își împărtășesc bucuria și o oglindesc așa cum ne oglindim și noi. Cam tot ce ne spunem noi, numai fără cuvinte. Ce dracu țipă pescărușii ăștia prin București pe aici? Au apărut în București, adică sunt foarte mulți pescăruși în București. Da. Și aud că țipă. Au ajuns și în Cluj. Își marchează teritoriul. În Cluj? Da. Băi, eu cred că sunt departe de mare și cred că își vorbesc
aia înseamnă, mă, de unde, mă, frate, că am făcut dreapta unde ai zis tu la Drajna, dar nu, să nu n-am înțeles. Bă, nu trebuia să mergi din față, trebuia să faci stânga. E, draci, acum am ajuns aici, așa am și ouul ăsta, trebuie să-l depun. Ce caută la București? Crezi că porumbei atunci când fac ei caca din aer pe noi, se gândesc că noi o luăm ca fiind noroc la loto sau efectiv ne văd? Sau se gândesc și se ne văd exact ca WC-urile publice când alergăm noi prin parc și căutăm neapărat undeva să ne pișăm? Deci mi intrăm aici oriunde ar fi. Crezi că la zboare, ce n-ai, nu mai pot să o țin, ăsta eu dau. Am văzut un filmuleț, cred că pe TikTok sau nu mai știu unde, era undeva prin piața, prin Barcelona, cred că piața de Catalunia, niște demenți care au dat laxative la porumbei. Și filmulețul ce se întâmplă după, deci când au început toți porumbei aia să zboare, să cace, deci vedeai oameni fugind. Deci vedeai oameni fugind, efectiv. Deci alergau, aveau tot felul de plasă în cap, deci a fost ceva teroare. Asta se întâmplă în fiecare noapte, în Cluj, acolo, pe clinici, acolo unde e facultatea de biologie. E un drum așa, o alee care trece pe sub niște copaci și ăsta e dormitorul ciorilor. Și ciorile vin de la groapa de gunoi și dorm acolo noaptea și până se așează și își găsesc locul, efectiv atât de mult găinați fac că așa fug oamenii pe acolo, pe alea, cu te ceva în cap. Deci bagă, da, vezi, bagă. La noi ciorile, la ei porumbei. Când erai mai mic, cine erai, cu Tom sau cu Jerry? Aș fi vrut să zic că eram cu Jerry ca să par băiat bun, dar eram cu Tom. Da, erai cu Tom? Îmi place de Jerry când își cheamă verișorii, mai ții minte, la bătaie? Când vine aia care merg cu pălăriile alea de gangster. Da. Birdwatching-ul ăsta e ceva serios? Am văzut că sunt excursii cu așa ceva. E ceva foarte serios. Bună. Și începe să prindă și la noi. Și este un fel de înlocuire a vânătorii. Mi se pare excelent. Că... Deci mergi cu alți oameni, mergi cu... Adunăm o gașcă de băieți, luăm ceva băutură la noi, porturile și unde mergem. Mergem să ne uităm la păsări în pădure. Da. Și serioasă. Da, și avem o listă. Da. Și știm cam ce păsări ar trebui să vedem acolo și da. Nu ne lăsăm până nu bifăm toată lista aia. Și căutăm păsări și ne uităm cu binoclu și în loc să le vânăm, cum se făcea înainte, și le facem poze. Și dacă treaba asta nu e indiscretă și dacă nu încălcăm niciun fel de lege morală, de ce nu ne strângem noi băieții care mergem la birdwatching să facem și gunswatching? Să vedem arme în India. Deci, să te strângi așa mai mulți băieți, să vedem și noi fauna. Bineînțeles, cu o listă. Să tai după ea. Asiatică. Fuse ieri. Dar erai atent cu Tărescu. Deci asta e serioasă treaba. Da, foarte serioasă. Și e bine că asta se întâmplă în Anglia de foarte mulți ani. Și acum începe să se întâmple și la noi. Și cred că e foarte important. Ai un animal care iese din când în când din tine, ce fel de animal e? Dacă ai observat treaba asta, dacă ai văzut că e ceva ce iese din tine din când în când, ce fel de animal este? Este un cerb. Cerb? Care iese. Da. Și știi cum arată cerbul ăsta? Are niște coarne mari, mari și larg deschise. Da. Și acolo în coarnele lui un cer așa cu stele și cu galaxii. Și iese așa și se plimbă așa prin lume, noaptea când eu dorm. Da. Și pe care dimineața vine și intră înapoi în mine și stă acolo. Și de ce are galaxiile astea între coarne? Așa mi-l închipui eu. Nu știu de ce. Ca să strălucească, zi-ați, mă, nu-ți de ajuns coarnele, mai trebuie ceva. Da, ceva. De... Dacă tu ai coarnele alea mari, da. Când ți l-ai imaginat, tu ai spune mai niște ghinlandre. Da. Asta să fie frumos de Crăciun. Eu cred că am un leu ceva, așa mă simt. Așa. Nu, glumesc, nu m-am gândit la ce animal aș avea. Când iese din mine, dar al tău este frumos ăsta, nu e pe furie sau nu știu ce. Și mă gândesc așa într-o ceartă sau ceva în care ai vrea să scoți un animal, deci ai scos cerbul ăsta... Într-o ceartă... Nu. Nu, într-o ceartă ies mai multe animale. Da? Da. E o combinație. Da. Într-o ceartă prima dată iese o cobră, da? Așa mare, care se ridică deasupra ta ca să te facă să te simți mic. Da. Știi? Și te sperie și tu te faci mic acolo și te ghemui și după aia din spatele la cobră... Asta am și eu, cobră, doar că a mea mai și scuipă. Așa, din spatele la cobră iese un viezure, din la care are mușcătura foarte, foarte tare.
Viezure. În viezure, da. Și viezurile alea te... Deci viezurile mușcă tare? Da. Ok. Și din spatele viezurilor? Păi nu, cred că nu m-aș dă. Nu-ți de ajuns. Gândesc la prietenii mei. Când mă văd așa isteric, ce fac săraci. La revedere. Deci ai momente în care devii... Am momente... Da. Doamne ferește. Predai cursul de anatomie, anatomie comparată a vertebratelor, etologie, bioetică și ecologie umană. Da? Da. Asta toate la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Cum o fi ca student să ai profesor atât de tânăr, care să aibă atât de multă experiență și cât de des îți declară ei faptul că le place de tine, că te iubesc, că faci treaba cum trebuie? Ți-o declară des? Ți-o spun? Mi-o spun și mă aleg decanul lor de suflet. Asta e foarte frumos. Da? Da. Și îmi dau seama că are sens ce fac. Și de câțiva ani mi-am dat seama că dincolo de faptul că le spun ce le spun acolo, este foarte important să pot să creez un cadru în care ei să se simtă bine. Și dacă nu râdem de 3 ori la un curs, eu ies de acolo trist și îmi dau seama că nu mi-am făcut treaba. Și mă bucur foarte tare că încerc să fac asta, pentru că anul trecut am aflat o chestie de la un prieten pe care l-am cunoscut recent și care m-a oprit pe stradă ca să vorbim despre carte. Și el mi-a zis așa, că dacă ai un cadru în care vii cu autoritate și cu frică și la oameni le e frică să facă ceva, da, atunci comportamentele pe care eu o să le manifeste o să fie legate de 3 stări. Fie ți-e frică și stai, fie fugi, fie îngheți. Oricare dintre ele oprește comunicarea. Da. Dar dacă creezi un cadru în care lumea râde, se simte bine, în care știu că au voie să greșească pentru că experimentă, atunci nu avem din instinct niște comportamente cu care să venim în față. Și fiecare vine cu niște comportamente noi. Și acolo apare inovația, acolo apare înțelegerea. Care ăla este cadrul creativ. Și mi-am dat seama că, de fapt, eu dincolo de ce le spun, trebuie să creez cadru. Și la asta lucrez de vreo câțiva ani. Încerc să creez un cadru acolo în care mai e ceva. Vreau să-i fac să se simtă în largul lor. Și le spun de fiecare dată. Largul ăsta al nostru e dat de un interval. Într-un capăt știm că în fiecare dintre noi lumea se încearcă. Adică oricare dintre noi poate să facă ceva mare pentru lumea asta, pentru că suntem urmașii celor care de 4 milioane de ani au supraviețuit. Da. Și e bine să tragem de noi și să vrem să facem ceva. Dar în același timp, în celălalt capăt al largului nostru, este faptul că suntem atât de fragili că putem să murim într-o secundă. Și atunci hai să ne simțim bine acum, să ne împrietenim unii cu alții, să mai râdem, să mai glumim, să nu ne luăm în serios. Și dacă cumva putem să aducem împreună lucrurile astea două, adică în același timp, să știm că noi lumea se încearcă și că e bine să ne simțim bine, noi trăim în largul nostru și ne-am făcut treaba. Și eu asta vreau să fac cu studenții mei, să fac să se simtă în largul lor. Ai avut vreun profesor la facultate pe care nu-l sufereai și acum sunteți colegi de și trebuie să-l înghiți forțat? Nu dăm nume, doar așa există. Evident. Oh. Cel mai... Și cum face el față la situația în care ăștia te aleg pe tine fiind cel mai decanul lor de suflet? Nu vine la festivitate. Nu vine la festivitate. Nu. El nu te suportă. Da. Ce dracu și ăsta cu păsările lui mi-a mâncat zilele, acum a început să-l iubească studenții. Da, cel mai mult am urât profii. Da. Aia care atunci când au fost studenți n-au luat note mari. Da. Și au vrut să se facă profesor numai ca să-și dea ei lor 10. Și ajung profesori și zic 10-le e al profesorului. Wow. Restul 9. Și mai sunt unii și mai răi care ajung profesori și rămân la nivelul ăla de victimă și zic 10 e al lui Dumnezeu, 9 al profesorului și 8 al studenților. Și am avut profesori în ăștia și îmi venea să mor. Și eu acum dau 10 la studenți. Dar am avut și profesori care mi-au plăcut foarte mult, să știi, și am colegi care... Și acum ești colegi, sunt colegi de-ai tăi. Da. Ce leacuri băbești funcționau pe pielea ta în copilărie? Oțetul de mere. Adică? Mă dădea mama, când răceam, mă dădea mama cu oțetul de mere. De la tâmple, prea, asta era frecție. Da. După care funcționa și n-am înțeles decât recent de ce funcționează. Când aveam roșu în gât, făceam gargară cu apă cu sare. Da, și eu.
Și electroliții aia se adună acolo și fac curent electric și curentează bacteriile. Asta, și chiar asta se întâmplă? Da, da, deci da. Deci ia da, cu sare, faci gargare în gât și se produce curent electric, da. Și curentează, și curentează bacteriile. Și mai și scoate apa din ele, că nu, e o presiune osmotică mare acolo. Deci tu îți dai seama că în industria medicamentelor acum sunt oameni care zic nu, nu, bulangiu ăsta să nu mai vedem niciodată de mine. L-a adus pe omul ăsta să ne dea peste cap toate alea, toate fâsturile alea care unele conțin și ce unul știe și dai în gât că o să-ți treacă. Când de fapt bacteriile sunt... Pentru ele, chestiile alea cu miere sunt bune. Adică nu, ele... nu zicem asta. Nu, nu. Dar eu cred că sunt bacterii care dai cu fâs de la cu mentol și zic mentol. Când bagă sare pe la țară, zic, nu sare, să moară mă, să iar ne curentează, trebuie să le schimbă generație cu generație. Deci asta era. Și oțetul de mere? Nu. Cu ce legătură avea una cu alta? Asta cu gargara am înțeles-o, da? Știi cum e cam bancul ăla cu... Se duce un la circ. Plătește foarte mulți bani. Că, doamne, am venit, am plătit o groază de bani și ursul ăsta nu face nimic. La care zic așa, da, știm, de asta i-am și spus homeopatie. La care, și atunci ce să facem? Și că am încercat să vă simțiți bine. Despre asta, pilulele mici pe care le ești, nu știi la ce miros îți aduce aminte de copilărie? De balegă. Balega. Da, ieșeam pe uliță, da? Când venea ciurta. Și de astea sunt țigările astea electronice așa care miroase un pic ca balegă. Unele dintre ele. Unele. Da, așa. Și astea mi-aduc aminte de copilărie, mie îmi plac. Da. Asta e bună. Când îți vine mirosul ăsta pe undeva să zici, mă, care-i scăpată din ciradă, mă? Care te-ai pierdut de casă? Care crezi tu că este până la vârsta asta ta cel mai mare regret al vieții tale? Ce crezi că ai fi putut și ar fi fost bine să faci și n-ai făcut? Sunt unele cuvinte pe care le-am spus oamenilor în momentul ăsta de isterie și îmi pare rău. Aș fi putut să mă liniștesc un pic. Da? Da. Că... Da, ai vrut să zici ceva și ai ieșit altceva? Sau? Sau nu eram eu tot acolo, știi? Da, am rănit oamenii, am fost rău cu ei. Și da, cu unii nume, nu, am fost rău cu unii care meritau și nu-mi pare rău, îmi pare rău că n-am fost mai rău, dar sunt... Îți pare rău că n-ai fost mai rău? Da, da, dar sunt niște oameni la care țin și pe care iubesc și cu care câteodată a fost mârlan. A fost vreodată, ai avut momente în care ai gândit ceva și ai zis altceva? Păi normal. Da? Da. Ce moment? Zi-mi unul dintre ele. Da, uite, vine un prieten al meu și... S-a tuns. Da. Mie nu-mi place cum s-a tuns. Și el mă întreabă, îți place cum am tuns? Și mi-a zis, da, îmi place, pe ce să-i zic, deja s-a tuns. De ce nu i-ai zis, nu-mi place? Păi că, de ce să-i stric starea? Păi am avut niște prieteni care au doi copii și al doilea e urât, eu le-am zis. E urât! Adică sunt și copii frumoși, sunt și copii urâți, sau copii care nu au individualitatea anume în direcția asta. Și le-am zis, nu s-au supărat, au știm. Dar o să crească și o să schimbe, au zis ei. Știi pe ăla cu soția și cu soțul, care soțul îi zice soției, știi tu, apropo de ce am vorbit noi cu treaba aia, că mi-ai zis tu să nu mai mă piși pe colac, să ridic colacul la veciu când mă piși? Și asta aici, da, e tot pe sorta. Asta e bancul. Când vrei să zici ceva, ce este altceva. Cum arată o zi din viața ta? Că sunt curios ce ai căpătat de pe urma acestor plimbări prin lume. Și înainte de asta, răspund că m-a fascinat, am auzit undeva vorbind despre Siberia și despre cum arată Siberia, pentru că în capul meu totul este stepă, ninsoare, îngheț, nicio treabă. Și când ai spus că sunt orașe atât de frumoase, structurate și seamănă cu orașele americane ca structură, adică ciudat în Siberia să aibă treaba asta... Iar partea cu câmpiile de crin și cu fluturii care te însoțesc este... Te gândești, bă, a visat omul ceva sau chiar așa e? Și vreau să întreb, cum arată o zi din viața ta când ai bagajul ăsta de cunoștințe? Când ai trăit ce ai trăit tu, când ai experimentat ce ai experimentat tu, când te-ai plimbat, pe unde te-ai plimbat? Ce faci tu de dimineață până seara? Cum te trăiești? Ai ritualuri împrumutate? Ai chestii pe care le faci pentru tine și știi că sunt bune? Ai vicii? Pe mine două lucruri mă salvează: terapia, da? Și sportul.
Și terapia pe care tu o aplici sau pe care o primești? Pe care o primesc. Mă duc în terapie. Da. Și sportul pe care îl fac. Și atunci încerc să fac sport cât de des pot. Acum, depinde. Viața mea, zilele din viața mea sunt foarte diferite, pentru că am semestru întâi și în semestru întâi, semestrul ăsta în care m-ai sunat tu, da? Am aproape toate orele din normă. Asta înseamnă că uneori de dimineață până seara am ore. Și mă trezesc dimineața, vin la școală și ajung acasă la 9 seara. Okay. În semestrul întâi am mai puține ore, pentru că atunci vin păsările, ies buraștele și trebuie să am timp de proiecte. Și atunci, în semestru 2, nu știu, mă trezesc dimineața, vin la școală, în birou, îmi fac o cafea și îmi place, în semestru 2, în fiecare zi citesc o oră. Mă pun pe fotoliu din birou și citesc o oră. După care am întâlnit cu studenții care își fac licența cu mine și lucrăm pe licența lor, după care am un curs, mai mult de un curs, două nu am pe săptămână, și după aia seara mă duc la sport, da? Și încerc să socializez, să mă întâlnesc cu, am 4-5 prieteni cu care mă mai întâlnesc din când în când. Asta fac. Dar în weekend îmi place să ies în natură. Câteodată când nu am motiv să ies după păsă sau după broaște, iau cortul și mă duc și dorm undeva pe un deal. Pare că ești așa un om care emană o stare de bine, pare că ai o bunătate aparte și cu toate astea, la vârsta asta ești necăsătorit, e singur și nu te-ai dus în zona asta de monogamie. De, dar ridic. Nu sunt singur, nu numai că nu-s căsătorit. Nu ești căsătorit. Am înțeles. Ce asta o căsătorie, de ce nu? Nu ce și maică ta, băi, omule, măi... Ba da, dar uite, nu, în căsătorie și în curent nu cred. De ce? De ce, de ce că în căsătorie și în curent? Zi-mi și mie. Deci cum le-ai pus una lângă alta? De ce nu crezi în asta două? Că nu... Nu știu, nu mi se par potrivit de mine, adică eu nu cred că poate să mă tragă curentul. Da? Da. Niciodată nu m-a tras. La genul ăla de curent, de la te referi. Da, nu la curentul electric, genul ăla de curent, da. Da, trage curentul, închide geamul ăla sau închide ușa aia că m-a tras curentul de mă doare pe la spate, da. Nu mai e curent. Dar pe alții trage. Deci s-ar putea să existe, numai că pe mine exact așa și cu căsătoria. Unul ăla se potrivește, altora nu. Da. Pe unii trage, pe unii nu. Pe unii trage, pe unii nu. Sunt unii care merg și așa, și curentați. Adică mai trage curentul și o țin înainte. Ce ai lăsat scris pe un bilet către viitor dacă ai fi ultimul supraviețuitor al rasei umane și ai spera că poate bilețelul tău va fi găsit în viitor de următori? Ai să ai un bilețel și să scrii o propoziție, o frază. Ce ai scrie pe el? Adică ești ultimul, știi că nu mai vine nimic din spate și ai o sticlă în care bagi, știi, imaginea aia cu răvașul în sticlă și dai drumul pe ocean. Ce ai scrie pe biletul ăla? Că dincolo de toate, cu bine cu rele, cred că a fost frumos că am fost pe pământ. Și aia să citească, să zică, cred că era rănit săracul. Păi eram ultimul. Da, era ultimul, da. Asta cred că a fost ultimul. Cunoști un ritual tâmpit care se face la mormântările noastre și la care ți-ai pus întrebări pe genul, bă, de ce fac asta acum? Adică, de exemplu, te-ai gândit vreodată de ce bagă vată în nas la morți și după aia le pun florile pe piept? N-au cum să le apreciezi, adică n-ai cum. Se pare că... Să le pună pe ochi. Să le vadă măcar, înțelegi? Nu, că pun și bani pe ochi, adică îți bag vată în nas, bani pe ochi, chem lume multă, n-ai pe cine să vezi și până n-ai cum să le miroși. Nu știu, se pare ceva acolo la voi în zonă, nu erau chestii care să-ți rupă mintea, să zici, bă... Nu. 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 Ce ai vrea să scrie pe curcea ta? Aș vrea să scrie numai numele, atât. Atât? Atât. E, na, o să găsești o rudă de asta mișto, care ce nu se poate, mă, să-mi duc, a fost un băiat așa fain. Te rog eu, scrie o poezie, scrie o ceva. Nu-ți dai seama dacă ți apare, tu zici acum că nu vrei.
Dar pe crucea de asta apare unul care să scrie o chestie asta într-o noapte întunecoasă, vine noaptea cu o coasă și mi ia pe Sandu de la masă și tu o să zici... Ce-am zis eu în podcastul ăla acum 10 de ani de zile că nu vreau? Vreau să spun un acțipil, tu. Dar cred că nici nu mai contează. Dacă ei se simt bine, dacă îi ajută. Acest mormânt e sponsorizat de Nike. Hai, dacă ar scrie aia, înseamnă că am avut it. O viață bună. Bun. Am ajuns spre finalul interviului nostru și avem o serie de întrebări rapide, dar înainte să ți le pun, aș vrea să te întreb dacă ai fi vrut să vorbim ceva și n-am vorbit. Acum lumea trebuie să știe că interviul nostru se desfășoară într-un cadru de timp foarte bine pus la punct. Tu trebuie, ai venit de la Cluj, trebuie să pleci la Cluj, pentru că voi acolo de la Cluj, fiind dacă stați mai mult la București, mai mult de 2-3 ore, sunteți ca ieșiți din pești. Când ești pești pe apă, muriți, se umflă urechile și la revedere. Și invers, așa mă simt și eu în Cluj. Dacă stau mai mult de o zi, mi se pare că stau nimănui acolo. Vrei să vorbim ceva și n-am vorbit? Vrei să zici ceva? Să transmiți ceva? Crezi că interviul ăsta te aduce către oameni și o să vadă oamenii și o să te aprecieze? Da, cred. Și este podcastul la care am avut cele mai mari emoții. De ce? Știi de ce? Pentru că atunci când faci un podcast serios, te ascunzi în spatele la lucruri. Da. Dar când faci un podcast unde se râde, acolo e umor și dacă e umor, este tensiune. Și în spate că la umorul ăla e ceva, ești tu ca om. Da. Și am zis că da, din podcastul ăsta oamenii o să vadă cine sunt eu acasă, după ce se termină lansările de cărți și mă duc și stau cu prietenii mei, cu nepoții mei singuri sau cu cine vreau eu să stau. Ok. Și, da, a fost o formă de a mă expune. Dacă aici, în călătorie în jurul omului, eu am vorbit despre Sandul ăla care era acum 7 da? Ani, aici e Sandul ăsta care e acum. E acum. Eu dacă mă uit la Sandul ăsta de acum 7 ani, mi se pare prost. Acum trebuie să aștept 7 ani să-mi dau seama cât de prost am fost. Deci peste 7 ani. Promis să te invit și dacă da, nu mai să... fac, reeditez bucata asta de podcast peste 7 ani și o să ne uităm la asta. Împreună, da. Și o să zic, ce dracu mă, te-am întrebat atunci cum e cu laba în junglă, dar Doamne ferește, ce întrebări aveam. Și zice, aia e, bă, dar și eu răspunsul meu că ți-era rușine. Nu mai, acum nu mai mie. Adică fac laba lângă leopard, adică n-am niciun fel de problemă, tată. Da, deci asta e. Nu pot să zic acum, ci peste 7 ani. Peste 7 ani abia aștept o părere sinceră. Și fiind ardelean, eu cred că se duce și în 8-9 ani. Ideea e că fiind de acolo din zonă, o să fie încet, dar sigur, ca un Cadillac. Întrebări rapide. Ce faci dacă te atacă viespea? Dacă te înțeapă viespea? Ce faci acolo, pe locul ăla, prima oară? Pun salivă. Pui salivă? Da. Și freci? Uh-huh. Ce pui unde te înțeapă urzicile? Speranțe, când trece. Ce să faci când te lovești cu degetul mic de la picior în colțul patului? Voi. Încep să cred. Încep să cred, nu? Din sfinți. Îți pare că ăla e momentul în care sunt foarte mulți sfinți chemați la datorii și toți întreabă ce s-a întâmplat. Deci suntem toți aici. Ce să faci când vine gâscanul să te atace? Hai că aici te-am prins pe subiect, că ai stat cu gâștere. Ai văzut când treci pe lângă ei, toată pe la țară, eu tâmpit vine spre tine el, dar tu nu-i faci nimic, doar treci pe acolo. Da, te întorci cu fața înspre el, da? Și te retragi încet. Dar nu fugi cu spatele, că te atacă. Am înțeles, deci stai cu fața la cu el. Cu fața, da, te uiți direct în ochii lui, cer să pare așa mai mare și încet, încet te retragi. Crăciunul sau Paștele? Paștele. Pizza cu blat gros sau un gândac bine făcut? Un gândac bine făcut. Avocado sau o sticlă de vodcă? Avocado. Baie în mare murdară sau baie în cadă curată? Baie în mare murdară. Corina Chiriac sau Pamela Anderson? Ai grijă ce zici, că stau în două la fel de bătrâne, dar să nu jignești. Corina Chiriac. Corina Chiriac. Daci sau samurai? Samurai. Junglă sau Siberia? Junglă, absolut. Țâțe tari sau țâțe mici? Țâțe tari. Există viață după moarte? Da, moartea. Da. Înseamnă finalul vieții. Da. Cum să zic că... Sau
sfârșitul vieții. Cum să zic că viața continuă după ce se sfârșește. E ilogic. Bine, și atunci de ce dăm de pomană la morți? Cine primește în partea aia? Nimeni. Nu, dar dăm pentru noi, ca să ne liniștim. Asta că am făcut ceva bine. Dacă crezi în reîncarnare? Nu cred. Nu crezi. Dar dacă ar fi posibilă reîncarnarea, ce animal crezi tu că ai fost și în ce animal te vei duce? Da. Din ce animal crezi că vii și în ce animal te duci? Păi cred că vin dintr-un gâscan. Da. Și o să mă duc într-un cerb. Corect, că ai zis că ăla animalul care l-ai în tine se duce acolo. Da. Și de la gâște cred că copilăria. Da. Nils Holgersson. Da. Acest... Se duc doi la furat și furau gâște de la unul din coteț. Și la un moment dat tot furau într-o seară o gâscă, a doua seară o gâscă și tot furau ăștia și la un moment dat ăsta se prinde proprietarul și zice, bă, dă-i Dumnezeu, mă, zic, eu mâine mă bag în coteț cu gâștele, cu un par mare și când ori intra le dau peste față ca să îi văz minte. Și acum vin ăștia doi că la același coteț ăsta înăuntru cu parul și intră primul, ăsta zbang, îi dă în față, ăsta este cu mâna la față, la care s-a doi era de afară, ce? Intră tu că pe mine mă bunește râs. Sandu, vreau să resemnești nouă ceva pe masă, să ne lași o chestie de la tine. Asta este markerul, asta e masa cu autografe de la toți invitații care s-au tot perindat pe aici. Mulțumim foarte tare. Eu mulțumesc. Prietenii noștri de la Cult au și un cadou pentru tine. Ce frumos. Cum facem de obicei. Mulțumim foarte tare că ai venit pe la noi. Sper să te fi simțit bine. Este un ceas care să te ajute în expedițiile tale de acum încolo, pentru că G-Shock-ul e cu GPS-ul, cu tot ce trebuie. Și să știu pe măcar în ce timp sunt, dacă nu știu. Da, pe îți dă temperatură, coordonate. Te anunță dacă e cineva pe lângă tine, Jaguarul, dacă se uită cineva. Ia ce faină e. Da. Mulțumesc. Cu plăcere. Mulțumim cu atât că ai trecut pe la noi. Succes în viitoarele tale expediții și poate cine știe, măcar o dată în viața asta și în viitor, poate ieșim vreodată în natură, aș merge cu tine să-mi explici. În Delta. În Delta, da. Da, aș veni. Mi-e place foarte mult Delta și cred că în Delta este singurul loc în lumea asta în care am văzut chestii. Unele dintre ele, nu știu dacă erau vii sau nu erau vii, dar pe care n-am putut să mi le explic. Ce fain. Da, și atunci cred că ar fi interesant. Adică am văzut animale ciudate, am văzut chestii foarte ciudate și cred că lumea nu știe despre ele. Cred că sunt doar în Delta noastră. Dar da, mi-ar face mare plăcere să mergem împreună în Delta. Mulțumim mult încă o dată. Mare drag, eu îți mulțumesc. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut până acum, te rog eu frumos, apasă butonul de abonează-te ca să te abonezi la canalul nostru de YouTube, să știi tot timpul ce este nou și când sunt materialele în trend, să fii șmecher. Dreapta mea? Abonează-te pe butonul ăsta care este... Aici, partea asta. Aici...